Administrația locală din comuna Gorjeană Drăguțești încearcă să recupereze în instanță un prejudiciu de aproximativ 900.000 de lei. Primăria a dat în judecată mai multe persoane, actuali și foști funcționari și conducători, printre care se află și foștii primari Vasile Moșoiu și Gheorghe Butan. Detalii despre acest subiect ne aduce colega mea Alina Dodenciu. Alina, te ascultăm! Bun găsit! Conform primarului Ion Popescu, primăria încearcă să recupereze în instanță circa 900.000 de lei. Prejudiciul a fost calculat de Curtea de Conturi, iar sumele de bani ar proveni din contractul pe care l-au făcut doi foști primari, Moșoiu și Butan, pe un teren unde este o balastieră și nu s-au luat niciodată bani de acolo, pe motorină, dar și pe facturi nejustificate cu material, cu agregate, pe drumurile din comună. În dosar sunt chemate în judecată numai puțin de 11 persoane. Printre cei reclamați se află foștii primari Vasile Moșoiu și Gheorghe Butan, dar și fostul viceprimar Irine Lungureanu. Acțiunea a fost depusă marți la Tribunalul Gorj, iar magistrații gorjeni nu au acordat până acum un termen de judecată.